Dacă ești născut înainte de anii 1980, această informație este pentru tine în mod cert, așadar poate că nu ar fi chiar atât de rău să ții cont de aceste sfaturi. Iată câteva informații utile pentru toate categoriile de vârste, dar în special pentru cei cu vârsta mai mare de 40 de ani. Conform specialiștilor în domeniu, cei trecuți de 40 de ani ar trebui să aibă un pic mai multă grijă ce mănâncă. Firește, acest sfat ar putea fi aplicat absolut oricui, indiferent de vârstă, însă cu precădere celor din categoria menționată anterior. Odată cu trecerea anilor, metabolismul omului încetinește, astfel că pierderea kilogramelor în plus devine din ce în ce mai complicată. În definitiv, acest lucru este cauzat de scăderea mesei musculare, dar și din cauza modificărilor hormonale ce se produc în corp. Pentru a da corpului o mână de ajutor, este recomandat ca cei cu vârsta de peste 40 de ani să renunțe la alimentele procesate și să-și concentreze atenția către cele integrale. Alimentele congelate și cerealele din zahăr sunt principalele alimente vinovate pentru încetinirea metabolismului pe termen lung, susțin experții nutriție. Carbohidrații în exces sunt de asemenea dăunători organismului. În plus, valoarea nutritivă a alimentelor de acest fel este una scăzută, astfel că ele nu aduc niciun aport. Evident, mâncărurile de tip fast food reprezintă inamicul numărul 1 al unui organism sănătos. Așadar, cu toate că o mică plăcere vinovată din când în când este recomandată pentru moral, nu ar trebui să facem abuz de hamburgeri, pizza sau alte produse extrem de bune, dar extrem de rele. De asemenea, mișcarea fizică poate face minuni. O jumătate de oră de mers alert în fiecare zi ajută nu numai la digestie, dar și la menținerea unui tonus adecvat, relatează playtech.ro.